Scopul nostru principal în Tenerife a fost să urcăm cel mai înalt vârf din Spania într-o singură zi, fără să ne folosim de telecabină. Drumeția a durat aproape 12 ore, dus întors, cu pauze, cu timp petrecut pe vârf și cu ocoluri la punctele de belvedere. Iată povestea unei zile pe care o vom ține minte toată viața. După a doua tură de aclimatizare, am avut nevoie de o zi de pauză. Deci a doua zi am vizitat superbele stânci de la Los Gigantes, epuizând una dintre zilele pentru care am avut permisul necesar pentru Teide. Astfel ne-a rămas o singură șansă să ajungem într-un interval de 2 ore la o altitudine de peste 3500 de metri. 6:42, imediat ne urcăm în mașină. Și vestea bună e că în timpul nopții mi-a ieșit un herpes pe gură, ceea ce va face ascensiunea foarte plăcută. Nu ne-am cazat la malul oceanului pentru a câștiga câteva sute de metri în aclimatizare. Ora 8:14, nu ne este foarte cald, cam vreo 4 grade. În timp ce urcam cu mașina n-am văzut pe nimeni, dar parcarea asta e plină. Pe indicator scrie 5 ore jumate până la La Rambleta, care e pe la 3500 de metri, unde ne vor cere permisul. Principala mea problemă este că stomacul mă arde foarte tare, dar nu vreau să iau acum dicarbocamul, pentru că mi-e frică că oricum nu o să meargă digestia din cauza atitudinii. Chiar și cu două zile de aclimatizare, se simte cum am coborât din mașină și ne-am pornit imediat pe acest drum peste 2400 de metri. Acolo trebuie să ajungem. Avem un vânt plăcut cam de 25 km la oră și temperatura resimțită cam la 1 grad, deci nu ne e cald, e chiar bine așa în făiță de vânt și pantaloni de vânt. Venim cam de o oră și 50 de minute când zărim sfârșitul acestui drum practicabil și cu mașina. Am parcurs 4,6 km până acum și suntem cam la 2750 de metri altitudine. De aici începe un urcuș susținut care, dacă țin eu bine minte din ce am citit, este cea mai grea porțiune din traseu. Acela este Montaña Blanca, care este și ea o posibilitate bună de tură de aclimatizare. Estimez ceva mai mult de 2 ore până acolo, în cazul în care nu suntem aclimatizați. Este o liniște foarte plăcută, se aude doar vântul și gura mea. Venind de 2 ore jumate și pe această potecă am ajuns destul de comod, până la 3000 de metri altitudine. Așa în foița de vânt e perfect, în schimb alaltă ieri pe Viejo a fost foarte cald. Am ajuns peste 3100 de metri, cabana ar trebui să fie aproape. Simt cum digestia mea se chinuie și au început și durerile de cap. Venim de 3 ore și 45 de minute și acum ajungem la Refugio Alta Vista, în jur de 3250 de metri altitudine.
Ultimele 45 de minute au fost destul de dificile și acum am mari speranțe că o să găsesc aici o toaletă să rezolv diareea cauzată de atitudine. Momentan sunt foarte nervos, pentru că toaleta a fost închisă, iar treaba e din ce în ce mai urgentă. metri și imediat e ora 1, când începe intervalul pentru care avem permisul. Ard și mușchii de la picioare pentru că nu primesc suficient oxigen. Acolo e șeful. Am ajuns aici în fix 5 ore și aici e deja plin de turiști de ocazie. Și trebuie să urcăm acolo sus, dar din fericire suntem în timp. Mai înainte am prezentat permisul la punctul de control, lăsând în urma noastră mulțimea de pantofari. Și se vede clar că suntem foarte puțini pe această potecă. De jos am făcut 5 ore și 15 minute până la Rambleta. Și vă informez cu bucurie că aici au toaletă deschisă. Edith ori rezistă foarte bine, ori vrea să scape deja. Imediat atingem 3700 de metri altitudine, am pornit cam de jumătate de oră de la punctul de control. Suntem pe ultimii metri, se simte un miros de surf puternic. Acolo e Edith și iese fum din vulcan. Am atins vârful în 6 ore și 20 de minute, cam 40 de minute de la punctul de control. Unii fără permis au abordat varianta off-road. Vreme plăcută însorită, 7-8 grade. Am stat 25 de minute pe vârf și pornim în jos. Ciao. Totul pentru dragoste. Vine surful spre mine, dar Edith m-a rugat să filmez aici. Este o experiență nouă pentru mine, acest miros de surf și acest crater verde din care iese fum. Așa că mă bucur că am reușit ascensiunea. Edith zice că la un moment dat am parcurs Golgota. Dar i-am răspuns că asta face parte din experiență. Pe această potecă la mare altitudine am văzut deja o grămadă de șopârle micuțe. Și imediat vom parcurge acea potecă de jos ca să aruncăm o privire la locul chinurilor noastre de alaltăieri, pe Pico Viejo. Am în spate Pico Viejo, am ajuns până la acest punct de belvedere după o plimbare cam de 15-20 de minute. Ne-am obișnuit simțitor cu atitudinea, nu mai gâfim atâta. Thank you.
informație utilă. După anumită oră, oamenii sunt întorși de la acest punct de belvedere, bănuiesc ca să nu rateze ultima telecabină. Dar fiindcă noi coborâm pe jos, pe noi ne-au lăsat să trecem. Ora 5 este ora locală, deci mai avem cam 2 ore jumate în lumină. Deci ar trebui să ajungem lejer la drumul de mașină. Pornim! Imediat am ajuns înapoi la refugiul Alta Vista, cam în 45 de minute de sus. Suntem la 3260 de metri, deci mai avem de coborât 500 până la drum și de acolo încă vreo 300 până la mașină. Această porțiune este cea denumită de către noi Golgota. În jos nu este chiar așa de dificil, dar în sus e criminal. Pornești cu un avânt mare de jos și încet, încet începi să simți atitudinea și la final deja te chinui foarte tare. Și acolo în depărtare vedem o altă insulă, peste nori. Este interesant cum se vede umbra vârfului, dar vârful în sine nu. Am reușit, l-am urcat. Pur și simplu nu mă satur de aceste lumini. Acela e lagul Ahara. Acele stânci sunt puțin sub 3000 de metri. Nici în jos nu scapi ușor. Și mai tot avem de mers. Dar a meritat. Așa ceva n-am mai văzut. Am pornit de 2 ore de sus, dar mi s-a părut o eternitate și în jos. Acesta este cea mai lungă diferență de nivel de 500 de metri pe care l-am parcurs vreodată în viața mea. Asta e sigur. Incredibil. Așa arătăm după o drumeție de 11 ore și 55 de minute pe Teide. Am ajuns la 8 și 15 minute la mașină, deci pe drum am venit cam 1 și 15 minute. Și n-am avut nevoie de frontală pentru că am venit la lumina stelelor. N-a fost scurt, dar nici foarte lung. N-a fost greu, dar nici foarte ușor. După părerea noastră, Pico Viejo este mai dificil din cele mai multe puncte de vedere, doar că nu e atât de lung. Mă rog, pe ăla nu l-am urcat. Poate e așa la fel de lung. După această tură dificilă, ne-au mai rămas 3 zile în Tenerife, în care am ales să facem niște plimbări mai lejere. Abonează-te pe canal și apasă pe sonerie dacă nu vrei să le ratezi.